Bine v-am găsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm astăzi despre un subiect care pare să facă în ultima vreme deliciul publicului. E vorba despre psihopați și psihopatie. Au apărut multe volume cu această temă în ultimul timp, iar astăzi vă prezint Testul psihopatului de Ron Johnson, un volum apărut la editura Art. Acest volum are ca subtitlu O călătorie prin industria nebuniei și asta deja ne trezește niște semne de întrebare. Cum adică nebunia este o industrie? Ron Johnson, care este jurnalist și încă unul foarte implicat, ne transmite că da, nebunia este, mai precis, a devenit o adevărată industrie. Singurul sau cel mai la îndemână exemplu pe care îl dă Ron Johnson și pe care vi-l pot transmite și eu este cel al DSM-ului, Compendiul Bolilor Psihice, publicat de americani, un compendiu care a trecut de la 16 pagini în prima ediție la aproape 1000 sau peste 1000 de pagini la cea mai recentă ediție. Da, e vorba despre o adevărată industrie, iar DSM-ul, care este Biblia psihiatrilor, stă mărturie în această direcție. Dar vorbim despre psihopați și spuneam că acest subiect atrage în ultima vreme foarte puternic. Psihopații sunt, se pare, personaje fascinante, personaje care, pe de o parte, reușesc să urce pe scara socială într-un mod aproape brutal, sau personaje care fac parte mai degrabă din serialele horror, acele personaje care ucid cu sânge rece. Ce este, de fapt, un psihopat? Un psihopat, după cele mai elementare reguli, este o persoană care nu are sentimente, care nu are empatie, care nu se poate pune în pielea altcuiva, care nu își poate imagina ce simte altcineva. De aici, sentimentul de răceală pe care îl dau psihopații și, de asemenea, capacitatea lor de a călca pe cadavre, uneori la propriu, atunci când este cazul. Ron Johnson pleacă la drum, la propriu. Cartea lui nu este doar o călătorie intelectuală. Este o călătorie la propriu pentru că Ron Johnson încearcă să cunoască oameni care s-au ocupat de psihopați din postura psihiatrului sau a psihologului sau chiar psihopați pur și simplu, oameni care sunt diagnosticați ca atare. Cartea e una foarte interesantă și te ține cu sufletul la gură. Subiectul este unul pasionant și, cum spuneam, se pare de mare actualitate. Unde găsești psihopații? Se pare că în politică, mai ales, pentru că e nevoie de o anumită structură psihică pentru a face față mediului coroziv pe care reprezintă politica. Și la noi în România, dacă deschizi televizorul și îi vezi pe cei care vorbesc de la tribune, de la tribuna Parlamentului sau de la orice altă tribună, te poți gândi că respectivii fac parte din această categorie, iată, selectă a psihopaților. Puteți trăi cu un psihopat alături, se întreabă Ron Johnson, fără să vă dați seama că el este, că respectiva persoană este psihopată, un psihopat? Se pare că da, există la psihopați această capacitate de adaptare și de mimare a normalității. Normalitate însă presupune să fii empatic, să-l înțelegi pe cel de lângă tine, să te poți pune în locul lui. Iată, psihopații se pare nu au această capacitate. Psihopatia are, se pare, și o componentă evolutivă. Psihopații sunt mai apți să urce pe scara socială, să fie câștigători după standardele sociale actuale și să reprezinte, deci, modele de reușită. Probabil de asta psihopații ni se par fascinanți, pentru că ei reprezintă, nu neapărat în mod direct și conștient, ci în mod indirect mai degrabă, modele pentru societatea în care trăim. Când îl vedem pe unul că a ajuns în vârf și are de toate, spunem, iată, probabil că merită să fie ajuns acolo pentru că e foarte bun în ce face. Se pare însă că o componentă importantă a reușitei este psihopatia și o spune Ron Johnson. Ron Johnson are un stil foarte vioi și foarte amuzant. Odată ce ai pus mâna pe volumul lui, nu îl mai poți lăsa din mână și e de recomandat celor care sunt curioși și vor să se lămurească ce înseamnă această psihopatie, cine sunt psihopații, cum se comportă ei și ce ar trebui să facem pentru a identifica. Sau poate că ar fi mai bine să lăsăm lucrurile așa cum sunt, că nu se știe unde găsești vreunul, poate chiar în casa în care locuiești, sau poate cine știe, chiar privindu-te în oglindă. Am mers însă deja prea departe cu presupunerile. Vreau să vă spun la finalul acestei ediții a Semnului de Carte că în acest an vom veni pentru dumneavoastră cu niște surprize. Una din surprize va apărea de îndată, e vorba despre invitați. Oameni din Constanța, în principal, oameni care citesc, oameni interesanți, oameni inteligenți, care au ceva de spus și care vor să vă propună la rândul lor, uneori, un volum, o carte de citit. Mai sunt însă și alte surprize care vor veni la vremea cuvenită. Eu sunt Bogdan Papacostea, a fost Semn de Carte.
Nu uitați, citiți, că nu vă face rău. Și ne găsiți pe pagina de Facebook, Semn de Carte, sau pe YouTube, în cazul în care ați ratat vreo ediție a emisiunii noastre. Cele bune, la revedere!